Dragi colegi, permiteți-mi să felicit din toată inima pe Radu pentru curajul care dă dovadă și pentru responsabilitatea pe care și-a asumat-o. Dragă Radu, să știi că ai în spate o echipă puternică și dornică de luptă și dovadă fiind și prezența sutilor de prieteni la această conferință. Radu, noi te cunoaștem ca un adevărat luptător cu rectitudinea și dragostea pentru dreptate prin cuvintele care te caracterizează. Dragi prieteni, Primăria și Consiliul Municipal Chișinău reprezintă pentru noi Partidul Popular Creștin Democrat un obiectiv major, fiind și șansa noastră de a intra în prim planul scenei politice, acolo unde ne este și locul. În bătălia care urmează, cheia succesului nostru este bună organizare. Vreau să insist asupra acestui element decisiv pentru a încerca împreună cu dumneavoastră să facem o echipă și să obținem un rezultat frumos. Rezultatul depinde de noi, cei prezenți la această conferință. De faptul cum ne vom mobiliza noi, depinde totul. În acest sens mă adresez fiecăruia prezent în sală cu un mesaj foarte clar. Avem nevoie de dumneavoastră. Avem nevoie de implicarea dumneavoastră activă și zilnică în campania electorală. Resursele umane și timpul sunt cele mai importante. Contracandidații noștri dispun și de resurse financiare. Aduul nostru este convingerea că ceea ce facem împreună este în slujba binului comun și a dreptei credințe. Dragii mei, în zilele care urmează, o să stăruim să ne vedem personal cu fiecare dintre dumneavoastră pentru a ne sincroniza ceasurile și pentru a face un plan comun de campanie. La sediul nostru de pe Nicolae Iorga 5 am format deja staful de campanie. Personal, președintele Partidului Popular Creștin Democrat, Victor Ciobanu, va coordona staful electoral central. Am toată convingerea că o să facem lucruri extraordinare împreună. Avem în față o campanie frumoasă, dar și foarte importantă. Cu gândul la cel de sus și cu fapta noastră, sus inima, victorie și Doamne ajută!